Ce poate face un om de bun simț aflat în situația mea? Hai să iert! Ha, am să dau divorț! Prea tot am un frumos. Asta dacă se va deveni de bine, există. Dumneavoastră aveți vreo îndoială în legătură cu asta? Hai, mă simt. Până la urmă, acuzații se vor dovedi vinovați. Divorțul mi se pare o pedeapsă prea dură. Într-o borogoasă ca asta. Ar tine cu așa. Mulțumesc, nu. Dumneavoastră, dacă doriți, le puteți ridica o statuie, eu nu pot. Suntem oameni și cu toate suntem supus greșeli. Dumneavoastră, doctor, știi mai bine cum e cu programarea genetică? Știi ce? Noi nu suntem programați să ne amestecăm ADN-ul cu tot ce ne iese în cale. Avem conștiință. De legea talionului, iarăși. Sigur. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Prefer divorțul. Dacă te vrei, să bem pentru divorț. E să știți că pentru divorț, da. Deși, în cazul de față, legea talionului ar fi mai puțin feroasă, mă consider dacă de un tragiat ca dumneavoastră. Dacă vrei să ne răzbunăm împreună, nevastă mea are programa de la poartă. Doamne Dumnezeule, ar trebui să vă fie rușine! Ați putea să-mi fi stată! Hotărârea mea este luată și eu nu văd altă cale. Știți ce se întâmplă? Nu pot bea pe stomacul. Se poate să... Sunt nervoasă. Și mi se face așa o foame. Deci, hotărârea de pe cale este luată. În baza cărora trebuie. Desfășurătorul de la telefon. Faptul că soția dumneavoastră și soțul meu spun pe nume. Și ce dacă spun pe nume? Dacă vreau și eu îți spun pe nume. Da, te rog să-mi spui George. Asta înseamnă că avem o relație? Nu. Chiar dacă ne spunem pe nume, nu avem o relație. Încă. Da, m-a înșelat. Poate să jure de mii și mii de ori că nu e așa. Eu știu că este așa, să știți, sunt o femeie cinstită și eu nu pot trăi niciuna. Amiții ca să protejezi. E și asta o formă de iubire. Da, poate pentru dumneavoastră, pentru mine, să știți, minciuna e minciună. Ea trebuie pedepsită. Că te-ai avut o copilărie foarte nefericită. O mamă foarte restrictivă. N-avea voie să faci nimic. Voi da divorț! Da, nu. Vom vedea ce se întâmplă pe urmă. Da, nu mă privește. Asta nu mă pe mine mă privește. Dacă soția mea s-a simțit inspirat să urmeze exemplu. Asta nu mai e treaba mea. Sigur, așa o curăție de fapt. E îmbrăcată cu luxul. Nu știu cum ar putea soțul dumitare să-i asigure toate astea în salariul lui de profesor. Știți ce? Eu simt nevoia să le urez încă de pe acum casă de piatră. Nu-l pot condamna la o viață plină de nefericire, alături de o femeie cheltuitoare și pusă pe ceartă. Eu prefer să-l văd nefericit alături de ea, decât să-l văd zi de zi nefericit alături de mine. Asta ar fi chiar ceva ce eu n-aș putea să suport. Eva, fericită cu altul? Doamne, prefer să fiu în fericire, dar cu mine. Nu o să pot să-l mai cred niciodată. Nu
contează ce a fost. Adevărul este în ochii celui din care privește. Adevărul este în ochii celui care privește. Am început să caut la dublu. Mai vrea ceva ca să stabilizezi. Domnule senator! George, o să spui George. A, nu pot, da. O să spui George. Ei, George! George! Nu să vă facă de George! Am făcut și pe raport. Toată bine că creștere duce, erau... Nu știam că avem un safir. Ah, Eva, mă bucur. Șampanie. Sărbătorim ceva? Divorțul, doamne. Manoliu. Gabi Manoliu. Aia a fost cel mai bun. La voastră. Da, eu. Nu. Tu, din nou. Sărbătorim? George, George, George. În legătură cu neînțelegerea de ieri de la telefon, a fost o neînțelegere, adică vreau să spun că eu niciodată nu am... Mă întreb pe cine mai așteptăm, George? Se pare că numai tu lipseai aici. Nu te privește. Nu așa, George. Spui pe nume? Și de ce nu i-a spune? Și se pare că și el îmi spune mie tot așa, nu-i așa, George? Dumneata, dacă ei făcut ceva, te omor! Nu! A fost de bun, nici măcar nu mai țin minte, mulțumesc! Cu plăcere! Ia-i!
O far? Ia! Tu ia! 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 Shakespeare.